colaborare, de mentalitate. Vă mulțumesc și încerc să vă schimb și pe dumneavoastră, dacă permiteți, da? Deci vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și mulțumesc mult Fundației pentru invitație. Am să încep cu o discuție directă cu doamna Sulfina Barbu, care, într-adevăr, este femeie politică pentru femeile din România, după tipul de discurs pe care l-a avut, respectiv. E clar că este situația în care știe foarte bine că într-un stat de drept, oamenii vor să depindă de legi și nu de alți oameni. Respectiv, că nimic nu este mai rău decât să aștepți să ajungi, să ai pâinea și cuțitul, să împarți resurse, să decizi, decât tot timpul așteptând pe cineva care trebuie să te promoveze. Nu. Trebuie să existe o lege care îți garantează faptul că ai acces la putere, că ai acces la resurse, că ele pot să fie împărțite și după mintea femeilor, nu numai după mintea bărbaților. Apropo de mine, s-a vorbit și s-a insistat de mai multe ori asupra profesionalizării. Femeile trebuie să se profesionalizeze în politică. Foarte interesant. După știința mea, peste 70% din absolventele, inclusiv de masterate, ca să nu vorbesc de peste 60% în privința doctorantelor, în drept, științe politice, studii economice, sociologie, relații internaționale și studii europene, comunicare și relații publice, sunt femei. Despre ce competență vorbim noi aici? Despre ce profesionalizare? Despre profesionalizarea în șmecherie și gârdășie politică? Da, presupun că este extrem de importantă ca să știi să faci jocurile. Dar nu recunosc în niciun fel că femeilor le lipsește competența reală și substanțială în conducerea bunurilor publice. La dovadă că doar 30% din bărbați sunt în situația să aibă asemenea calificări. De ce le calificate? Supracalificate sunt. De ce lipsesc? Asta este o întrebare la care, în fine, urmează să răspundă mai multă lume. Vreau să-i spun, doamnei Sulfina Barbu, că eu nu cred că povestea cu nu mai sunt finanțate partidele în campanie va ține, mai ales că știți bine prin ce, de ce surse beneficiază. Cred că mai degrabă amendarea legilor electorale înseamnă ca biroul electoral central să nu accepte din partea niciunui partid să depună liste fără să respecte acest principiu legal. Respectiv, un minim, după cum se va decide în țările nordice care sunt cele mai avansate, este vorba de reprezentare de gen și nu de reprezentarea femeilor. Niciun gen nu are voie să scadă sub 40%. S-ar putea ca într-o bună zi această sală să fie o sală de bărbați care fac o conferință despre faptul că nu sunt reprezentați, că sunt numai 9% în puterea centrală și în puterea locală, care o să fie plin de gratitudine că îi promovează câte o femeie politică sau că îi bagă în seamă. Adică, imaginați-vă exact situația inversă. Ar fi absolut genantă. Între altele, eu cred că creștinismul pe care îl invocăm în numele acestei fundații este o religie a empatiei. O empatia încep să mă pună situația celuilalt. Dacă bărbații din România ar fi striviți de misandrie, cum sunt femeile strivite de misoginism. Misandrie e o termen pe care probabil că nici nu cunoașteți. Este opusul misoginismului. Îl practică și femeile la modul serios în viața privată,
unde îi descalifică și îi desconsideră pe bărbați, tot așa cum ele sunt desconsiderate în viața publică. Asta înseamnă o societate în care noi nu suntem parteneri egali și competitori egali. Domnul Valeriu Stoica este un om foarte drag mie și are tot respectul și toată admirația mea, pentru că în Constituția refăcută, revizuită din 2003, a fost alături de Emil Boc, promotorul includerii în Constituție a principiului egalității de șanse între femei și bărbați. Noi avem în România o lege egalității de șanse între femei și bărbați. Vă rog să mă credeți că nu s-a aplicat până acum nici măcar un rând din acea lege. Este o lege absolut goală de conținut. Un petic de hârtie de care nu-i pasă nimeni, în niciun fel. Adică, cu alte cuvinte, în sensul acesta, instituțiile publice din România trăiesc în plină ilegalitate. Îl întreb, poate, pe domnul profesor Stoica și domnul politician Stoica s-a gândit numai la un principiu constituțional de formă? S-a gândit să sprijine doar o lege de formă? Consecința directă a acestei legi este schimbarea legii electorale în sensul spus de doamna Sufina Baru. Altă lege există absolut degeaba. De ce? Sigur că este și întrebarea cealaltă. De ce să fie femei în politică? Simplu, hai să dăm niște exemple. Pentru că probabil că ele s-ar gândi că o scutire parțială de impozit pentru firme, dacă acestea fac creșteri, ar fi foarte bun și în felul acesta statul nu ar mai sponsoriza 2 ani de maternitate și de descalificare și de neprofesionalitate. Pentru că probabil că s-ar gândi ce înseamnă apărare și bugetul de apărare. Odată ce pe frontul de acasă mor de 25 de ori mai multe femei decât bărbați pe frontul din Afganistan. Câți bani se dau pentru apărarea față de agresiunea de acasă? Ce se întâmplă cu prostituatele racolate cu forța și făcute dependente de heroină, care patrulează între pădurea Măneasa și Academia de Poliție și sunt zilnic vizitate de mașini de poliție care beneficiază de serviciile acestea? S-ar gândi, dacă am un buget mic într-un sat, ce fac? Șosea sau canalizare? Femeile s-ar gândi la canalizare, s-ar gândi la apă curentă, bărbații s-ar gândi la șosea. Ei sunt 93% în plan local. Ce vor face? Canalizare sau șosea? Este extraordinar de important, probabil nici nu ai așa. Este extraordinar de important ca fiecare să aibă interesele reprezentate în politică. Femeile nu au bani. De ce n-au bani? Din cauza inegalității de șanse. Și aici intru într-o mică discuție cu domnul ministru Banovski. Domnul ministru Banovski, principiul este egalitatea de șanse în competiție. Nu egalitate de șanse în general. Egalitate de șanse în competiție este un principiu liberal. Nu este socialist. Că nu e vorba de social justice, de dreptate socială. Este vorba, pur și simplu, de faptul că plecăm inegal în competiție și că această inegalitate trebuie corectată. De ce plecăm inegal? Păi plecăm inegal că dacă dumneavoastră vă uitați la aia 300 de oameni cei mai bogați din România, dintre care doar 6-7 sunt femei, cei mai mulți din bogații României sunt capitaliști de resurse, ajungi așa prin redistribuirea bunurilor publice și niciun caz printr-o competiție cinstită sau prin cinci de ce mare achiziție economică. N-avem niciun Bill Gates în lista celor mai bogați dintre români.
redistribuirea bunurilor publice nu s-a făcut în favoarea femeilor în România. Dimpotrivă, dacă ne uităm inclusiv la salarii, comparați dumneavoastră salariile în armată, SRI, poliție și salariile de învățământ și sănătate, unde peste 75 dintre lucrători sunt femei. De ce e așa? Ar lăsa femeile sau ar prețui femeile munca femeilor de sănătate și din educație de 6-7 ori mai puțin decât acelor din SRI și din armată? Nu cred. De aceea este important să intrați în politică, de aceea e important să vă mențineți în politică și de aceea este foarte important să depindeți de o lege și nu de capriciile, toanele, mă rog, plăcerile, neplăcerile, nimănui, indiferent de femeie sau bărbat. E foarte important pentru femei, pentru celelalte românce, pentru că ele trebuie să le reprezentați, dumneavoastră, pentru că eu nu sunt în politică, pur și simplu sunt doar o femeie care ar vrea să vă vadă așa cum suntem, de fapt, într-un mod, să zicem, divin sau natural, și unii și alții, și femei și bărbați, împreună parteneri, împreună competitori, dar egal, în niciun caz, unul după altul sau unul sub capul sau stăpânirea. Vă mulțumesc! Doar să vă reamintesc că am pus în dubiu criteriul parității contabile, nu în principiul egalității de șanse pe care îl salut din toată inima și pe care voi sprijin. Vă mulțumesc și pentru tot ce ați spus, o sinteză deloc convențională și perfect aplicată în situația în care, din păcate, ne aflăm. Sunt bucuros pentru că un public de calitate ridică automat profunzim adâncimea și extensia acestei dezbateri. Sunt convins că participanții vor pleca cu un inventar de probleme, câteva soluții schițate și cu sentimentul că asemenea dezbateri sunt cu adevărat utile. E bine să să atacăm subiectele care au cu adevărat relevanță pentru societatea românească și să ieșim de sub tirania derizorii. Acum am să dau cuvântul și domnului Sutina Bartu și domnului, de fapt, da, pentru că v-ați ilustrat și aș vrea să fim puțin mai economici, în sensul că, probabil, doamna Sata, doamna, mai sunt doritori, scurte intervenții.